avem reacții diferite, sunt și reacții negative, sunt și reacții loiale, dar ne străduim să nu atragem atenție la aceasta și... De exemplu, când mergeți la serviciu, este nevoie să justificați de ce purtați hijab sau nu trezește astfel de discuții? Sigur că trezesc în comunitatea noastră, în societatea noastră, dau multe întrebări, dar după care se obișnuiesc și cred că devine ceva obișnuit. În ultimul timp, deja oamenii se cam obișnuiesc noi cu hijabul. Femeile musulmane se înțeleg, știu ce e asta, adică știu că suntem musulmani pentru că înainte, cred, trebuia să se oprească pe drum sau să-ți mai spui ceva. Iarăși, dar vorbim despre reacții, vorbim, iarăși, poate ceva negativ să fie dintr-o, de la unele persoane care sunt mai puțin informate despre islam și despre hijab la femeie, despre musulmani. Cu timpul știți să omul se dezvolte, capete cunoștință, se schimbă ceva înăuntru ei. Acum eu nu pot să mă... nu că să-mi permit, nici nu mă gândesc cum eu ar ieși în stradă fără hijab. Asta e ceva, o particică de sufletul meu, care îmi acordă multă libertate în societate. Mie îmi pare foarte rău că toate persoanele care văd oamenii, care văd femeile în hijab, se gândesc, gata, i-a pus țuhalul în cap, i-a pus sacul în cap, așa, dacă să vorbim real. Și asta din cauza soțului, asta o ia că a pus-o bărbatul. De fapt, asta nu este adevărat. De fapt, hijabul este ceea ce ne protejează, adică nu este un accesoriu care, care trebuie să o închidă pe femeie. Din contră, musulmancele trebuie să fie niște persoane sociabile, să participe la viața socială. Tu de cât timp porți hijabul și cât de confortabil te simți tu în această îmbrăcăminte în Moldova? De multe că îl port de acum de 8 ani, cred. Mă simt foarte confortabil. Fără hijab nu pot. N-aș putea ieși fără hijab în stradă. E o parte a vieții. De ce anume te protejează? De ochii oamenilor, de dorințe de oamenilor de a mă vedea. Nu, mă văd cu hijab și vor să mă vadă fără hijab. Cum arăt fără hijab. Dar asta anume mă face cu hijab pentru a nu știe lumea cum arăt fără. Pentru a fi așa doar pentru soț și pentru familie.